Azi ceas? Da, Oleg, te văd și te aud, noroc. Noroc, noroc. Ai zis că ai ceva nou de spus la cameră. Eu mă gândesc de ce este nou asta, că cine uitat vechi. Da, Da, vechi și uitat. eu sper că așa se vede cum eu șer, da? Sau Da, cum se arată în vede și spate? contorul de gaz și centrala termică și florile de deasupra și... Da, de despre strășnicie mea. Dar și așa strășnicii, care îți bine și cu cămeșoaica asta și cu zâmbetul Nu, tău. no, eu trebuie, trebuie, de sărăt. Lasă Și că e bun, interesant. lasă că ai strici cadrul, povestești și apoi ne rezi pe urmă. Nu, no, nu, no, de sărăt că nu pot să tac. Te păsmărdești și cu jaca am eu aici. Dar și cu Domnule, hojag și și... ala. Dar pe Văd că ai cujac și ală vitraliu, le... parcă e catedrală catolică la tine. Da, uite, tu vezi cujac și ală? Așa. Și el iese afară și încă este așa o trubă, știi? Parcă eu am casă pe pământ. Și când vine la mine gazavic, când a venit la mine care răspunde pentru gaz, zic, și cu cujacul este? Și cine așa proiect a făcut? Așa de râs a fost. Că la mine e contoră românesc. Și aici, că tare primul etaj, n-ar trebui să șade, să fie gaz întins. Dar ei nu știu cum au făcut, dar au făcut ca să fie întins. Oho. Adică proiectul căsii. Și eu am cu geac și tot mă uit. În Franța este așa un obicei la anul nou, în trubă, Santa Claus aruncă cadouri lor pentru copilași din Franța. Și la mine că mancă cu geacul este și ar putea să încape unul. Ei, dar tu nu ești copilaș, tu nu crezi în Santa Claus, tu crezi în Dar Dumnezeu. de Vezi, ce? ridică, te rog, camera mai sus, că nu-ți se vede capul. Aha. Dar de ce nu cred în Santa Claus? Eu încep a crede când îmi dau cadou, știi? Am înțeles, tu crezi în oricine. Crezi acum și în Renato Usatăi, după ce ți-o dăruit casa asta. Cred, da. Cred că n-am un cotroc, dacă nu cred n-am. Dar domnul nu vin să-mi cadonezi sau paharniu. Ok, Oleșca, care e problema la mine? Eu acum mă văd bine, așa? Da. În cele tare pe eu întreb, vreau să știu și eu un cadru. Vreau să povestesc pentru toată lumea ca să știe care e problema la noi în țară în privința la câinile ghid, care o am eu, cățelușca mea am și de afară, acolo am but cazii, e fric și lui ghinii acolo, pe acasă e precal Dar nu pentru ghid. pleacă, nu fuge de acolo, că nu ai curte, nu ai gard. Eu i-am făcut lui cușca acolo și l-am legat în A, e lângă cușca. legat în cușcă, am înțeles, la ușă. Așa, să nu uite că nu trebuie să fugă undeva. Dar el nu fuge, el așa se plimbă prin străzi și poate să o bată mașina sau calcă. Câinele meu, ghid meu, care au fost an trecut, pe 21 iulie, numărul 1 magazin, discriminat de paznicul care m-a palit în primul rând pe mine și apoi cu piciorul l-a lovit pe cățelușca mea. Atunci meu de atunci s-a spăimântat, a fost cu rasa Collie și a fost scos din funcție din motivul că se timide am lucru și la traleibus și la numărul 1, și în total la magazinul, dar mai ales când vede la ciocana numărul 1 în magazin, fuge deodată nici numai trajectul. Apoi eu am depus cerere la guvern pe data de 1 august. Nu mi s-a dat răspuns. În octombrie am venit eu cu plângerea că nu mi s-a dat răspuns și am scris din nou cererea și în februarie am venit cu protest tot la guvern că nu mi s-a dat răspuns nici atunci. În februarie ne-a zis că să dea răspuns. În martie am venit peste o lună după ce sau eu zis că las că noi avem cererea dumneavoastră, să o examinăm, că din păcate atunci a fost doamna Bujor și i-a dus din funcție. Eu am lămurit lui doamna Ala Cerbonă că măcar că persoana se duce din funcție, documente oricum rămân și cineva trebuie să o examineze. Înseamnă trebuie să fie transferat acest document la persoana care este competentă în întrebarea aceasta și să-i rezolve mai departe întrebarea mea. În plângere am fost depus cererea cu rugămintea să o pedepsească pe numărul 1 magazin, din motivul că m-a discriminat, și să o obligă toate magazinele și toate instituțiile de stat ca să fie pusă tablița că câinele ghid are acces la intrare.
În februarie ei au zis, o constatat ca să o examineze și pe data de 23 martie, dacă nu mă greșesc, am venit atunci ala cervonă tare să teme să iasă din motivul coronavirus și zici că noi avem cum să zici, carantină și nu putem să ieșim, înseamnă medici poate să o primească pacienți. Înseamnă în magazin cu vânzătorii care tot eroi timpului nostru, în timp de carantină, care niciodată nu s-au oprit ca să închidă magazin și să nu lucreze. Ei tot eroi, ei tot riscau cu viața, ei tot au copii, da? Dar nimeni nu o scris pe dânșii eroi sau tot aceleași care fac curat pe străzile. Ei tot eroi, că ei tot murdăria asta strâng, înțelegi? Dacă de vorbit de asta. Dar e că ei pot oameni simpli să iasă, dar ala cervonă nu pot să iasă. Și atunci, dacă țineți minte bine, a venit domnul Cornețchi și m-a provocat pe mine la ce ca să fie sfadă între noi. Și acolo se vede clar că el special provoca, că din partea cealaltă protestau persoanele de la piață, că lor i s-a dat voie, asta în aprilie te-am pus, asta te-am a treia oară, a patra oară. Da, atunci când m-a luat poliția, asta în aprilie era. De la piață persoanele protestau că toată luna nu au lucrat, dar pe urmă, la urma urmei, de la dânsă cer plata pentru arenda de lună care a fost. Și nici, nu dau nici ucidare, nimic. Dar cum ei oameni puteau să-i dea bani lor dacă ei nu lucrau? Și când Oleg. au văzut guvernul că noi așa mulți suntem cu protestul corect și așa mai departe, au fost date comandă să mai iei pe mine. Dacă să mai iei, trebuie să și oarecare provocare, că el tot nu poate să mai iei, că eu am dreptul la protest. M-a luat atunci, cum știți, și noi am găsit limba comună la urmă cu domnul Cornețchi. El a zis că l-a rugat pe dânsul să mai iei, Cu dar Cornescu. și eu, Cornescu de la da, dar sectorul el, 1 de poliție. Oleg, vezi că da. a alunecat telefonul și nu te mai vezi bine în cadru. Și povestești, explică-te, rog, dacă la petiția ta de acum un an sau de acum jumătate de an ai primit până la urmă sau nu răspuns. În spate eu să termin până la urmă. Ei, tu Și povestești despre domnul, Cornescu 100-a oară. nu, eu trebuie ca să fie informată lumea, nu la sută oară, asta e prima oară când îți povestesc așa ceva. Și Cornescu a dat cuvânt pentru mine că el a să tragă, după lege trebuie eu să tragă la codul contravențional, conform legii, pe persoana care nu mi-a dat răspuns după lege, trebuie să-mi dai în timp de 15 sau 30 de zile. Acum mă văd bine, da, Da, Oleg? perfect. Să dea, să o tragă la răspundere. Și o cerut răspunderea, răspuns de la guvern din nou, deja poliția o cerut, în privință la cazul meu care eu m-am alățat la dânsă. Pe data de 7 august trebuie să dea răspuns. Am vorbit cu Cristina, cu fata și ei care au promis tot mie, care au fost cu domnul Cornițu. Eu zis, Oleg, eu aștept tot răspuns și dacă pe data de 7 nu mi se dau răspuns, atunci noi prelungim mai departe întrebările noastre. Persoana și eu a fost astăzi la răspuns, care e doamna Bușoră, au făcut codul contravențional și așteptăm răspunsul de la poliție. Deja aștept, dar guvernul nici la poliție nu i-a dat niciun răspuns în privința la cererea a doua care am depus eu atunci, prima dată în august, a doua oară în ianuarie. Cerere din nou că m-a rugat și așa și asta cerere ei o pierdut. Și au zis ala Cervone, au zis la Cristina că noi nu știm unde s-a pierdut cererea asta, căutăm și nu putem să o găsim. Aduc aminte că în aprilie eu m-am rugat din nou să-i scriu cererea, dar eu am fost deja încăpățânat și am zis că eu nu mai scriu nicio cerere, de că nici la prima, nici la a doua nu mi s-a dat niciun răspuns. Dar prima dată ai scris cereri în toamnă, când era guvernul Maia Sandu. După aceea au venit guvernul Checu și ei ziceau că noi nu Atunci știm ce au noi când primit Maia Sandu. atunci când am fost la doamna cum o cheamă, Anastasia. frate? Ai vorbit cu Anastasia Condruc. Condruc. Da, dar Condruc atunci când am venit deja în octombrie, nu m-a ieșit, el m-a odată ieșit atunci.
Ieșe deamul ală cervonă și tot mahranie cu... A, nu ală cervonă, dar cu jor și niva din rânșe. Așa am depus iar cerere, că atunci conducătorul zis, nu trebuie depus cerere, că noi deja știm cazul ăsta. Am văzut pe internet la Oleg Preca și deamul să avem viitor vedere și să tragem răspuns. Dar nu, domnule, deja eu am depus cerere. Că am văzut că nu a fost trasă răspundere nimeni. Și până acum eu vreau să arăt la lume. Eu, din păcate, nu am posibilitate să exist în țara aceasta din motivul că toate drepturile mele a invalidului se calcă. Nu numai a cetățeanului la care trebuie să dai răspuns, dar și ca la un invalid. Eu nu pot nimic face. Eu, de pildă, acum eu cu carantina asta, pur și simplu eu stimez de oameni care au spăimântat statul ăsta cu coronavirus, și pur și simplu nu intră cu cățelușcă, dar au lăs afară, da? Nu de atât că eu mă tem de cineva din paznici sau asta ia, dar din motivul că eu stimez oamenii că ei se tem de coronavirus. Măcar că câinile n-are nimic la asta, dar eu, cum spune, foarte rar când intru în încăpere cu câinile ghid, dar atunci când e nevoie, într-o judecată sau într-o procuratură sau în poliță, când mă duc atunci pot să mă îndrăg, că, mă rog, acolo, dar așa publici locale ca magazin, azi ea nu mai e așa, mai calmez. Da, în sensul meu, nu pentru a arăta că sunt mare și tare, dar sensul meu pentru a impune statul să prelucreze drepturile noastre a invalidilor cu persoane dizabilitate de vedere, pentru a fi aparat. Că dacă a venit cineva din Germania, el n-a să aibă, sau din România, sau din Rusia, n-a sau așa stimă sau așa o înțelegere că alții se tem de coronavirus și așa mai departe. Ei sunt prin casă, ești necesar pentru noi, mai ales dacă nu știu limba. Înțelegeți cum? Și să vii un paznic și să-l palească. Și am mai avut încă un caz. Eu aici la farmacie, când am plecat la mine în Dolești, au venit, s-a oprit o mașină lângă mine, era paznicul de la numărul 1 în magazin, de la Ciocana. Și el m-a palit pe mine, dar eu după glas l-am cunoscut. Și eu am scris în cerere că asta e paznicul de la numărul 1 în magazin, dar până acum, dacă eu când am început să o chem poliție, el a luat mașina și a plecat. Și gata. Și eu vreau să zic că da, poate poliția n-a să-l găsească pe dânsul. Poate eu n-l văd pe dânsul și n-a să pot arăta cine, da? De pildă, pe unii eu știu cine din dânsul, da? Dar precis că era paznic de la numărul 1 în magazin. Dar el și-a să răspundă asta, pentru asta în fața judecății sfinte, unde este Domnul Iisus Hristos. El a să răspundă pentru asta, că o palit pe o persoană nevăzătoare care nici habar nu avea că el face și acolo, că este în Biblie scris că blestemat este omul care o împinge pe un om orb. Dar nu numai că să-l palească așa ca să nu știe și așa mai departe. Eu nicicum nu pot să o Dar miluiesc pe un când s-a întâmplat atacul ăsta? o lună între 2 săptămâni în urmă. Și eu am scris cererea la poliție și el încă s-a prins, Igor ofițer și așa mai departe, dar până acum domnul Igor ofițer nici nu a luat nicio decizie. Eu deodată am sunat la juristul meu care apere drepturile mele în privința la câinile ghid cu numărul în magazin, că eu și mă ajut cu dânșa. Noi și am scris în centrul de discriminare și am câștigat, dar la procuratură ei nu vor să o tragă la codul compromițional, că nu sunt fapte, nu sunt acte de pristupление, cum, Penale, da. penale, Nu că sunt fapte așa că penale. m-au palit pe mine, că m-au palit pe câinile ghid, că m-au discriminat, asta nu sunt fapte. Dacă asta se fie în Germania, el numai că m-au palit pe mine, geamul era să plătească 2000 de euro, înțelegeți? Și ia că cum. Și noi până acum așteptăm și eu, și poliția așteaptă. Eu îi spun la Cristina, Cristina, ia că vezi, eu aștept și Oleg, nici eu nu pot nimic. Face o prima dată când lucrez, văd așa nebunie, nu dai guvernul răspuns. Clar că eu o să mă umblu de putere și numai decât eu,
azi cer undeva azil politic. Nu știu în care țară, poate voi veni iar la Berlin, poate mă duc și la Olanda, poate mă duc și la Londra, eu nu știu unde, dar să cer azil politic, nu politic, dar azil umanitar, pentru, în primul rând, că sunt persoane nevăzătoare, nu mi se dă niciun ajutor din partea medicinii. La mine, luna trecută, a durut pot. Eu m-am dus la spital, dar eu zis, noi nu putem nimic face, tu trebuie să te duci peste hotare, trebuie să faci operația. Și am să mă ținut 3 zile și m-a dat voi înapoi, că te picurat, eu pot și acasă pe curoții. Dar ei nu pot nimic face, din blat nu pot, că se tem, că aici ei trebuie de luptat cum trebuie. Și până când noi rămânem cu gândul nostru și nu știu, cu coroana asta virus, așteptăm când o să fiu deschise vame, și să vedem ce facem. Poate mă duce în Rusia, chiar să cer și în Rusia azil politic, umanitar, dar nu mă gândesc că acolo medicina și mai bună decât în Germania. Atât că nu prea mă grăbesc până când nicăieri, dar văd că pentru noi, nevăzători, nu există drepturile a exista în țara aceasta. Și mai vreau să mai spun că dacă vine lege și domnul Dadon tare spune că el au avut grijă de toți persoane, invalidi, pensionari și așa mai departe. Eu vreau să mai spun încă o dată că domnul Dadon, toate pensiile, toate ajutoarele care el face, eu nu știu când eu spunem că nu a fost luna asta când se eu prin acasă la oameni nevoiași sau care au fost singuri aduce în casă produse, nici nu ne-a dus nici un produs, nimic. Nici nu m-a sunat să mă întreb de asistent social, ei sunt și eu sau nu, măcar că sunt om singur și trăiesc singur și măcar că sunt tânăr, dacă el acolo zice că la bătrâni singurați și da tineri singurați și care nu pot merge deplasa fără ajutor tot nu. Că eu am cerut să-mi dea asistent personal și până acum nu mi s-a dat. Da, Înțelegeți? te adresase odată public și către Renato Usatăi, concurentul lui Dodon. Ai de la primarul de Bălți un răspuns? Eu oficial la domnul Renato Usatăi nu m-am adresat prin telefon. Eu am fost convins că el a văzut rolicul meu cu adresarea mea către dânsul de la Curaj TV și mă gândesc că am precis un știu că au mai fost acolo niște oameni care de la partidul lui, ia ca Nicolae Dabice, sau, oi, nu, Corjoc, sau Corjoc, sau cum e mai familia lui, apoi el a scris că acolo eu sunt tare naglă și așa mai departe. Naglă cum e limba română? Obraznic. O, da, că când n-am sânț în mine și așa mai departe, eu i-am scris lui că eu n-am cerut de la dânsul nimic, de la Nicolae Vișeală, dar sunt convins că partidul deja de la Renat știu problema mea, și singurul Renat precis trebuie să știe. Dar dacă nu a răspuns el, eu nu pot să-i spun lui, spun, ai Renat ce faci, că nu vreau să știu iubit cu deasila sau cum se mai numește, că cu deasila nu pot să faci nimic cu un singur trebuie să vrei. Dar la cei care scriu cum obraznic, n-am sânt și așa mai departe, eu și n-am zis în video ăștia că Renato Sata mi-e dator să facă ceva. Eu ca toți cetățenii am rugat pe dânsul să-mi ajute. Și n-am zis eu că el este obligat, că el cândva ne-a zis nici să mă apropii la dânsul dacă am nevoie de ceva. Eu n-am zis așa ceva, nici acum nu zic. Eu pur și simplu m-am adresat ca un cetățean singur, că tot se adresează. Cuiva trebuie colțuni, cuiva trebuie casa, cuiva trebuie masa și îi Dinți, scrie iată, lui. cerea unul de la Bălți. Da, un hâdru de la partidul al lui Renato spune, dar de ce nu te adresezi la Dadon sau la Chicu sau cum e familia? Chicu sau Chicu, cum e familia? Chicu-i premierul, da. Da, cu C, da? Da. Aha, Chicu. Eu vreau să vă spun un lucru la cei care de la partidul al lui Renato Sat, care scriu așa comentarii. În primul rând, dacă Renato nu a scris nimic și nu a zis nimic, nici voi nu trebuie să comentați. Asta în primul rând. În al doilea rând, nu mă adresez la Dadon, la Plohotniuc, la Chicu, la Șmicu, nu mă adresez de atât că îi trebuie să-mi spui că eu sunt al lui Renato Sat. Eu îmi pare că v-am dat clar răspuns. Și ei să spui că
Și n-ați și eu așa de blânți cum eu. Și ea spune că ea că n-a jos zis că a trăiască copilul ăsta, eu o să am grijă de dânsul. Ea că duce la dânsul. Eu sincer să vă spun că la protivie m-am adresat la cu rugăminte să se facă caravana de Crăciun. A fata și m-a întrebat dacă părinatul satului vă ajutatul, dacă părinatul satului vă promis că să vă ajut, că el va plătește serviciile comunale și așa mai departe. Eu am zis, poate că și aș plăti vă părinatul sat ceva, dar eu nu cer și el nu-mi propune și nici rușine să mă adresez să-mi fac ni operațiile. Că atunci când a făcut operația, când strângeau bani pentru operație, nimeni nu a așteptat că a să fie alte politici și alte interesuri. Nici eu nu am așteptat, dar nici Renatul Sat nu a așteptat, el așa și-a zis în video și altă ea că eu am cumpărat casa, dar cei care strâng bani de să-i facă operația, așa a fost scris în video și ala unde el a întâlnit apartament. De tot trebuie să am o leacă și eu rușine să nu pun tot pe dânsul. Dar acum dacă eu m-am adresat, asta dar din aceea că eu văd că ni se pierde timp, nu de aceea că eu al oblig și nu mă supăr chiar dacă n-a să o fac sau n-a să reacționeze. Eu cu puterile mele să mă stăruiesc ceva să fac, să lucrez cumva, să gândesc cum să fac, unde să mă duc ca să o dobândesc totuși situația asta cu operația. Totuși eu la urmă să o fac, pentru că nu mă ia că nu știu cum. Înțelegi, Oleg? Și de atât las să nu-mi mai scriu nici așa în răspunsul și să nu provoacă oamenii alți care au văzut rolul cu ISA și să nu o tragă de limba pe Renatul Sat, că e că asta o promis, asta o promis. Noi singurile să ne răzbirim cu dânsul ce și cine și cui o promis și cine cui este dator și așa mai departe. Dar partidul lui Renatul Sat nu trebuie să comenteze în lucrurile. De atât nici n-am vrut să mă adresez la partidul înceala, din motivul că știu că nu toți acolo lucrează, îi spun lui despre toate cazurile care sunt. Îi spun din capul lui. Știind cazul acesta, eu m-am adresat prin video, socotind ca să știu neutralitate, independent de totul, ce ar putea să-mi facă oarecare pedică. Dar cu Înțelegi, Oleg? guvernul cum faci? Că poți, în baza legii despre petiționare și de contencios administrativ, să acționezi guvernul în judecată că nu-ți răspunde la petiție. Până când ei așa fac, dar acum eu acasă a să mă adresez la cineva de la Activiști Civici, de la Curaj TV, poate să mă duc înapoi la Curaj, la guvern și poate atunci să o tragem la răspundere deja și pe ala. E acolo, știi ce au făcut care către ei? Când în februarie noi am fost, eu zis, lasă, nu scriți cererile, că noi avem cererile cei care a scris la doamna Bușor, a să o luăm din acolo și a să o examinăm. Înțelegi cum? Dar la poliție îi spun că asta doamna Bujor rezolva. Dar Deanu și în video asta clar se vede că eu la deja asupra ei răspunile să dea răspuns. O zis că cererea și ei este să dea deja răspuns. Și așa am lămurit lui Cristi. Ei este obligat acum să o tragă nu numai pe Bujor, și pe ala că o promis ca să dea răspuns. O zis că este cererea. Asta, dacă era să tac, era să arăt că țara noastră prea blândă. Dar dacă de vorbit, eu cred să arăt așa. Dar în privință la Dadon, eu am zis că el nu a făcut nimic bun, el a mindat pe oameni tineri care vede după haină polițiști că el are o leacă, poate și-i sărac, dar dacă el o să îmbracă, mama îi transmite din Italia niște haine, că te uiți că parcă e bogat, aminte pe 22, pe 25 de mii de lei, o 10-40 de așa oameni și ia că pensie la invalid, salariul la medici și așa mai departe. Dar Nu și sunt vina un are Dodon pentru comportamentul poliției. Nu mă gândesc că Dodon nu știe că el și-a compus legea, ei au compus, Parlamentul a compus legea asta să o amendeze pe oameni, corect? Înseamnă și Păi da, dar poliția trebuia impusă cumva regulă și disciplină, că ok, oamenii, da, iată, s-au lăsat pe tânjală și acum Moldova e
în topul celor mai multe infectări, pentru că moldovenii îmblă fără mască, la fel și Dodon vine din Rusia, vine din Turcia și nu stă în carantină și ia ca ne mirăm de ce suntem cei Dar mai nu infectați. numai, dar doar și în biserică au fost când Paștele la nimeni nu se dădea voie, el cu corzâncă a intrat în biserică, s-a sfințat asta și el e mai pătru decât toată lumea, sau el e mai creștin decât toată lumea. Trebuie la toți, dacă el sfântește Pască, trebuie să sfințească și alții. Înseamnă pentru cineva amendă, pentru un părinte care îi slujește la biserica amendă că el slujește, dar pentru că o sfințit Pască, la părinții nu trebuie amendă. Eu s-o pot că ceva nu-i normal. Sau eliberăm pe părintele ăsta care o sfințit Pască lui Dadon de amendă și eliberăm pe alți părinți, părinții. Dar nu numai unul și de aur, dar și o plinim de amendă. Tu spui de unde știi Dadon cum lucrează poliția? Știi bine. Lui el zainteresovan, el cu interesat în acest moment și nu știu cine a câștigă anul ăsta, dar eu vreau să nu câștigă Dadon, nu sunt convins că să câștigă Renat, cu sate de că nu are el așa mare putere cum a avut în 2014, de tot că i-a ajutat lui chiar și a lui care în partidul lui era o lotrădat atunci și așa mai departe. Și nu mă gândesc că el a Sândri în Parlament, asta precis, a și el primar în Bălți. Dar Don n-ar trebui să câștigă. N-ar trebui. Maia Sandu cu Plăhătniuc, nu sunt convins că ei vopșe trebuie să și în țara asta. La noi, Dar de nu ce știu zici cine. Maia Sandu cu Plahotniuc? Fix Maia Dar Sandu a nici fost nu împotriva lui Plahotniuc și de atâta și-a fugit Plahotniuc pentru că Maia Sandu a ajuns la putere, a ajuns Dar eu nu știu prim-ministru. că ei sunt împotrivă, nu au fost într-o coaliție, nu? Cu Plahotniuc niciodată. Înseamnă la mine politică cam rău. Eu Depinde te de la spui. ce canale te informezi. Sunt unele care te dezinformează. Ai grijă, mai schimbă și tu canalul, mai. NTV Moldova. NTV, televiziunea lui Dodon, e, maladeț. Schimbă, Oleg, canalul, nu te Aha. uita numai la povești. Aha. Și eu am înțeles. NTV Moldova, eu m-am uitat acolo că Plăhotniuc s-a unit cu Maia Sandu. E, da, este chip. Nu, eu sincer să vă spun așa. Divotat anul ăsta, noi nu știm cine să-l votăm. Renato Sată precis n-a și în Parlament, atât dacă el apere Păi tot acum sunt alegeri singur. prezidențiale, nu parlamentare. După aceea e posibil să fie anticipate dacă Dodon nu mai rămâne președinte. Și chiar dacă rămâne președinte, el de-am nu mai are majoritate și Eu tare nu posibil să înțeleg, fie pentru și eu a făcut oameni alegeri. dați Dar acum sunt 6 alegeri luni. președintele, deci o singură funcție eligibilă. Președintele Eu Republicii Moldova, în locul lui Dodon. am o întrebare către oameni care au ridicat atunci buntul, protestul pe data de 7 aprilie 2009. Unde voi sunteți? Dacă voi așa tare atunci ați fost împotriva, ați distrus Parlamentul, că și eu până am fost, nu pot să mă laud că am fost pe bun. Am stat și eu pe creșta lui Iulie Roșca, că atunci vedem mâleacă. Și asta, Iana, de ce acum au ieșit că Dadon o câștigat? Voi țineți minte împotriva cui v-ați ridicat? Împotriva la Voronin. Dar Voronin era cu Dadon atunci într-un partid. Când au văzut Dadon că fuge trelca lui Voronin, s-au apucat să candideze singur. Eu am o întrebare. Noi de la Voronin fugim pentru că la Voronin să venim? Eu am asta singur întrebare. Pentru și cum și a fost? Pentru și oamenii au fost omorâți, pentru și oamenii au fost calișiți, pentru și partidul a jucat cu asta, Iană. Sincer să spun, eu n-am idee de ce Dadon nu ține minte nimeni că atunci când au fost împotriva la Parlament, împotriva la Voronin, chiar Zinaida Graceanu sau cum e familia ea, au aruncat grindina înspre copii. De ce lumea nu ține minte asta? De ce îi votează? Eu nu știu. Eu să văd că cum în Chișinău o câștigat ciobanul. Cum îl cheamă? Ivan. Ania. Cum a putut să câștigă în Chișinău el? Eu nu înțeleg. Ia uite, în Bălți, Renatu Sat, cheamă a doilea siest, da?
mandat. El și ca primarul. Cum bă, s-o putut să o insiste ca persoana asta să nu ducă de la primar? Dar la noi o hotărât că chiar toacă mai rău decât Vania Ciobanu. Chertoacu a fost 11 ani primar și ajungea. Renato Usată nu-mi pare mai breaz decât Ivan Ceban. La Orhei, câta oară l-alegeau pe Dar Renato Ilan nici nu e Șor, candidat. deci e Nici nu e tristă candidat situația în la... Moldova, nu au rămas Renato Usată oameni. nici nu... Oleșca, Renato nici nu s-a candidat în Chișinău. Eu s-a candidat în Bălți. Candidat la Bălți, dar eu, nu, eu Și zic că în Renato mie nu-mi Chișinău... pare mai breaz decât Ivan Ceban. În Chișinău, el nici nu se duce de tot câștigă în Asalei. Nu, eu îți spun așa, Renato era să aibă câștiguri multe dacă nu era să susții pe Rusia. Asta e părerea mea și una și gata. Eu orice nu înțeleg cum președinte vine în țara mea și zic, hai facem unirea cu România sau facem unirea cu Rusia. Dar de ce noi trebuie să ne unim cu România sau cu Rusia? De ce noi nu trebuie să fim țara independentă? Eu nu uitat la Rusia. Sunt orașe care sunt independenți de Rusia. Ei nu vor să și eu cu Putin. Ei au autonomie lor, președintele lor. Deși Nu prea în există așa Rusia ceva în Rusia, nici autonomie nu prea există în Rusia. este, Acolo e este, este. dictatură de sus până jos. Nu, De este aia ca mâine e orașe ziua cu independenței. Îți pare că din 29 de ani am obținut independența, avem și acum care armată de independența, ocupație Oleg? Care rusă și independența? acum avem mass media rusească, ia că tu te informezi de la NTV, care e un canal de NTV. propagandă rusesc. Nu, dar lămurește-ne cum au ajuns noi să alegem pe Ciobanu atunci când noi atunci am fost împotriva la Voronin. La fel cum l-am ales pe Dodon, cum l-am ales pe Voronin, Eu ce-ți nu pare? înțeleg. Eu nu înțeleg, deși noi oameni ședem și așteptăm că cineva alt să iasă la vot. Noi trebuie să votăm singuri. Victimele Singuri trebuie să propagandei, votăm cei pe... care erau mai deștepți au plecat din țară, asta e situația. Ține Bun, Oleg, spun mai vorbim de mari jumătate de paieri. oră ca să nu întindem prea mult, hai să încheiem cu o concluzie. Deci, te duci la guvern Concluzia și le așa. ceri răspuns, după care poate o să-i dai în judecată și dacă nu și nu, cere azil politic în Rusia sau Nu, Germania, da? gata. Și mai am încă o ultimă concluzie. Anul ăsta trebuie să ieșim la vot. Nu trebuie să câștigă Dodon. Nu trebuie. Va ajunge și vouă Dodon. V-ați saturat de am de 4 ani. Timoftin e mai mult îmi place decât Dodon. Sincer vă spun. Dar tu Măcar că votezi la Timoftin. secție sau chemi urna mobilă? Urna mobilă asta ce înseamnă? A, înseamnă că nu știi. Tu te duci la secția de votare și votezi. Da, dar și este și pe mobil spate. Da, dar cred că persoanele care nu se pot deplasa, foarte bolnave, bătrâni, cer urna mobilă, dar tu poți să te deplasezi cu cățelul Dar sau la mine fără. că peste drum și A, nici security nu-i foarte probleme. departe secția de votare. Da, Aici da. unde pompieri, peste drum, tamam. Fain. Și pe cine iei în cabină să te ajute la ștampilat? Nu știu, să vedem Dar de cineva să... obicei, ultima dată, azi toamnă, la alegeri, pe cine ai luat? N-am fost. A, nici nu era în țară, mi-amintesc, da. N-am fost, nu, am fost, a, nu, n-am fost Era în în țară, Rusia, îmi pare. da, am fost în Moscova, da, dar eu putem în Moscova să mă duc să votez, dar n-am vrut, dar Nu, să la votez alegeri de la locale sine. nu poți vota în Moscova. La prezidențiale ai putea. Pe 1 Da? decembrie, pe 1 noiembrie, la alegeri prezidențiale poți vota în Rusia, dar la locale nu puteai. Da? Da. Posibil, da, anul ăsta eu o să mă duc și o să votez, numai decât, numai decât. Bun, Oleg, Și... mulțumesc pentru optimismul din final, ținem legătură, sper să auzim și de bine. Noroc!